în cinematografie nu putea să intre nimeni, așa că s-a învățat el undeva acolo să filmeze. Ne, așa se dublă, așa te dublă, se uită toți ăștia, așteaptă de la regizor și zic filmare. Așa, o explozie, știi? Înțelegi? Ce reprezintă un premiu pentru un cineast? Filmul Revedeți Moldova. Sala ridicată în picioare și aplaudată de toate naționalitățile. Mai galbeni, mai cu ochii deschiși, mai închiși, mai negri, mai în picioare, aplaudau așa. Du-ți și fetul. Noi, chiar și creatorul nu știe când va veni această clip. Este o perioadă de fericire că tu îți vezi filmul gata, cum ar fi pe ecran, un pic mai târziu. Tot procesul ăsta, tu existi în sute de alte vieți. Ce este? Eu zic noi, moldoveni. Înțelegi? Adică noi suntem așa un fel de regizor trivandov, știi? Ce s-a luat montajul? Când iei un cadru, o idee, o lipești cu a doua idee și rezultat primești a treia. Cred că e un scenariu de Cannes. Dacă spun o șoaptă, știu că totul n-au să ne audă, dar spun o șoaptă, da. Mă numesc Mocanu Ion și oaspetele meu de astăzi este Valeriu Isai Jereghe, regizor de film, scenarist, ex-directorul Centrului Național al cinematografiei din Republica Moldova, premiat la Cannes și deținător al Ordinului Republicii. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara! Cum ești? Da, bine, mersi. Suntem în toamnă și suntem în perioada când ultimele mere au rămas pe copaci și poate au rămas undeva câteva băbiți de poamă, trebuie să avem grijă. Da, și mă simt foarte bine, fiindcă, din punct de vedere, starea psihologică mea, fiindcă sunt în perioada când am terminat deschisul scenariu, un nou viitor film. Și eu, de fapt, încep să scriu atunci când nu mă mai pot izbăvi de idee pe care o am, și de variantele de cum o să rezolv un film, știi? Uite, mă umplu de tot și atunci când nu mai pot, iată, atunci încep să scriu. Da, și de ce eu am avut o perioadă așa destul de, chiar în pandemia asta, în carantina asta, am avut o perioadă plină de o energie, poate pe care nici eu nu am, dar așa mi s-a dat. Înțelegi? Fiindcă eu toată primăvara chiar am stat la țară, cum s-a început carantina. Eu sunt martor cum au apărut primii muguri, cum au apărut frunzulițe, cum s-au întors păsările, cum și-au făcut cuiburi, până la ultimul măr care a căzut din pom. Deci tot procesul ăsta era în ochii mei. Și eu mă simțeam părticică acestui proces, dar cu o chemare așa ca o experiență de mea de viață să fie totuși și ea cumva implicată acolo, da? Adică, de exemplu, din cui a căzut un puișor. Cu un gură așa galbenă și striga parcă era un șarpe. Și am găsit acolo o frunzuliță, un mățișor, am pus-o, fiindcă mâna nu se poate de luat, și îmi pun înapoi în cuib. Mama, tata se învârteau în jur, îmi iau, ciripeau. Și aveam grijă de ei, adică să mai vizitez, mai vorbeam și cu mama și cu tata, ca să vezi după ce a crescut puișorul acela. Eu lucram la scenariu și el dimineața venea și se așeza la mine. Deci, uite așa o perioadă de creație a fost. Dar uneori, momentul ăsta de creație, când se naște, cum vin eu, vreau să spun sincer, având 11 scenarii de film, de lungmetraj și scurtmetraj, sunt două, eu știu precis că
noi, iată, chiar și creatorul nu știe când va veni această clipă. Aveți un vedere de a scrie scenariu. Da, uite, de inspirație și de a crea ceva, da? Uite, nu știi. Ea trebuie să știi să te folosești de chemarea asta. Eu am intuiție bună și eu țin la... Eu cred că, uite, dacă îmi spune mie intuiție, gata, lasă tot. Uite, pornește de la ochii groaști. Da. Eu nu am cuvântul broască în text, dar am niște ochișori a unei fete. Înțelegi, da? Și uite, pe atmosfera asta, fiind foarte aproape de natură, eu îmi luam disculțul toată vara, dezbrăcat, cu apă rece, mă scaldam și tot așa. Adică eram o parte a naturii. Da. Și redactorul meu era anume natura. Wow. Vreau să vă felicit cu scenariul care ați reușit să-l scrieți. Da. Vreau să vă întreb, vedeți semnele, adică când citiți semnele atunci când doriți sau aveți intenția de a scrie ceva? Adică momentele astea cu broasca, cu pasărea care a căzut jos, adică a fost un semn pentru dumneavoastră de a vă apuca de scris sau cum a apărut? Asta nu era semn. Asta m-a ajutat să găsesc atmosfera corectă față de episodul pe care îl fac. Vreau să vă spun că orice personaj de scenariu, noi vorbim acum de scenarii, da? nu de regie de film, asta e etapa următoare. Orice personaj de scenariu, eu îl trec prin mine. Că este un bătrân. Uite, eu nici nu știu cum, dacă mă filmează cineva, eu aș vedea cum se întâmplă asta, dar eu știu precis că eu, orele cele când s-a creat acest episod, eram bătrân. Sau un tânăr, sau un bătăuș, sau un pușcăreaș, sau o fată bună, sau altă... Uite, eu cunosc în lume foarte bine toți adiciile mei. Da, eu ușor mă transformez în personajele ale mele. Dar eu știu cum vorbesc, eu știu la distanța mea între ei, da? Eu știu ce vor ei. Uite, eu sunt acolo. Uh-huh. Deci, într-un episod când sunt 5, 6, 7 personaje, de exemplu, o ceartă, de exemplu, eu sunt acela care mă cert cu toți, fiindcă eu sunt bunica care strigă, moșneagul care ușează pe un scaun, altul care deschide geamul, e că eu sunt toți. Și uite, procesul ăsta este o fericire, fiindcă atunci când îl faci realist, dar eu fac foarte realist, fiindcă eu știu toți oamenii ăștia. Ei sunt din viață, chiar dacă nu este așa cum trebuie el mie, dar eu îl formez din alții trei. Deci este o perioadă de fericire că tu îți vezi filmul gata, cum ar fi pe ecran, un pic mai târziu. Și pentru mine momentul de regie, asta înseamnă transformarea de acum unei idei, unui subiect, unei atmosferi, transformarea acestor sentimente, da? Să le materializez pe ecran. Și asta de cum tu ești în altă ipostază, de cum ești altfel, de cum îți vin, te cupreșează cunoștințele, școala pe care o ai obligatoriu, literatura, muzica, toate artele, uite, de cum sunt în jurul tău și tu împreună cu ele, de cum mergi pe linia de realizare acestui episod. Tot procesul, de fapt, de la un moment, de la o păsărică de asta care de la 5 dimineața coboară din pom pe umăr, până la premieră, tot procesul ăsta, tu existi în sute de alte vieți. Wow. Da. Deci, eu am avut un experiment când Margareta Terehova a venit în Moldova la un film, în 4 filme i-a lucrat cu mine, și rolul ei era o tânără care pleacă de casă cu scandal. Și uite, îmbrăcată fiind, de cum a venit de la Moscova, două zile are noi, oferă numai două zile, știi?
Deci gata, îmbrăcată, textul, știm, cunoaștem, mi-a zis, scena este, lumini, tot, tot, tot. Și ea mai e într-o parte și spune, domnul Nedat, ia spune tu mie viața ei de pe la 7 ani, ce v-ați condus? Deci eu, fără nicio clipă, nu m-am oprit. Eu deodată am spus, prima rochiță ei era de culoare sură, așa și era ruptă aici. Mi-am luat pe mine discuții din moarte, când încă glodul intra prin degete, așa știi? Și am povestit soarta fetiței este. Până la vârsta, când acum personajul Terico intră în cadru. Înțelegi? Și uite, ea cu asta a intrat în cadru. Deci, cum să zic, fiecare poate și are metoda lui de lucru, dar eu sunt așa. Și pe mine mă aranjează lumea așa cum sunt eu în situația asta. Eu nu am filme unde cineva m-ar acuza că uite, nu este viridică sau... Bun, și actorii sunt cu diferit, cu diferit potențial, cu talent, da? Dar totuși eu maxim mă dedic veridicității. Înțeleg, dar cum vă alegeți actorii? Adică pentru că dumneavoastră treceți prin da. Fiecare personaj, inclusiv după în regie, iarăși treceți cu toată cunoștința, dar cum alegeți actorii? Uite, eu atunci când termin scenariul, eu am pe perete de acum și potențialii actori, chiar dacă nu sunt anume cei cu familie, dar din reviste, dintr-o poză, din internet, undeva, cineva. Și eu știu că uite, eroina e așa, înțelegi? Eu așa am scris-o. Și uite, ea și mă obsedează de cum ar... Și eu, de cum pe cine caut, eu caut anume în direcția asta, pe ea s-o găsesc. Mm-hmm. Da, fiindcă e foarte important este... sunt compatibil el și ea în cadru. Poți să ai un actor foarte bun, cu un text foarte bun, o actriță bună cu text bun, o situație foarte bună, dar ei sunt necompatibili. Cât de mult ar vorbi despre dragoste, nu cred că ei sunt diferiți, înțelegi? Uh-huh. El e pragmatic, dar ea e sentimental. Nu merge. Da. Sau lucruri mai fine, așa, tu ai pigmentul întunicat, deci pe peliculă tu vei fi de culoare cărămiză, știi? Uh-huh. Dar ea are un alt pigment care respinge lumina și ea e albă ca foaia de hârtie, ca camașa. Din nou nu se leagă, înțelegi? Deci trebuie să faci niște probe așa ca să găsești acel machiaj ca ei să fie împreună aproape două fețe din același material, știi? Uh-huh. Deci, uite, multe lucruri este noi... nu că noi am studiat, că noi ne-am învățat la VDIC. Noi aveam studioul nostru la VDIC. Noi aveam tot procesul de producție de film, cu pedagogi foarte mari, cu pedagogi care se dedicau cinematografiei pe deplin. Da, și era un respect al nostru față de ei și invers. Da, și noi tot procesul ăsta de creare a filmului, noi îl aveam și în practică la VGX. Deci teoria în sală, în clasă, da, și treceam în studio de VGX. Dacă era vorba de montaj, că ideea principală, ce s-ar în montajul? Când iei un cadru, o idee, uh-huh. O lipești cu a doua idee și în rezultat primești a treia. Înțelegi? Am înțeles. Deci, acum haideți în studio, luăm pelicule diferite, lipim o fântână secată din Africa, da? Și o fântână plină din Moldova, cred că două cadre. Uh-huh. Și atunci când merg ele pe ecran, vrei, nu vrei, tu de acum îți compui un conflict că acest pământ nu este corect cu toată lumea, știi? Mm-hmm. Unui dă și altul nu, da? Deci, uite,
spre a crea această a treia idee și este acest montaj. Da, și, dar atunci când cunoști, atunci tu de acum îl introduci în scenariu și căutând, fiind în prospecție și găsești obiectul de filmare, de acum anumit pentru ideea asta, și atunci găsind actorii îi îmbraci anumit pentru ideea asta, fiind acela care nu are apă în fântână, nu poate fi într-un roz sau un roșu deschis, da? Trebuie să fie decolorat ceva. Trebuie să fie așa, gri, sur. Și ăștia care au apă, mai are și o chepcă albă, de exemplu. Înțeleg, vreau să vă întreb, că pentru că ați menționat... Noi vorbim așa acum, din cer luat, adică, dar... Eu vorbesc de procesul ăsta, de responsabilitatea față de acest proces. Pentru că ați menționat faptul că, eu cred că imaginația dumneavoastră e foarte bogată, aveți vizii. Sau da. Reușiți să vizualizați sau să visați chiar un film? Sau... Când am intrat la VGIC, în prima zi când am intrat la VGIC, s-a anunțat. Noi, cu băieții, noi, multe naționalități, acolo, normal, am stat, făcut o masă comună, acolo, veselie. Și când m-am culcat, uite, eu simțeam că eu adorm, și în momentul când eu am adormit, știi ce am văzut eu? Sala din Domn Chino era așa, se deschide, în visul meu, se deschide cortina, roșie era, de barcătă roșie, se deschide cortina, ecranul, și pe ecran se proiectează visul meu, din parte. Da. Uite, asta, wow. Da, asta a fost prima zi și mai departe toate visele mele erau așa, cu obiectivul 12, cu un traveling, cu contrajur, toate visele sunt așa. Wow. Pentru că ați menționat Vicu, care au fost numele persoanelor care, de la care ați învățat nume mari din cinematografie sau colegii poate la dumneavoastră care au ajuns undeva? Noi acolo nu eram legați de un singur profesor, fiindcă este o școală cu multe cunoștințe. Undeva în comun era tot momentul ăsta de învățământ. Serghei Fiorgi Bondarciuc. Deci, ia toată lumea ce este numai de VGIC. În cinematografie nu putea să intre nimeni, așa că s-a învățat el undeva acolo să filmeze. Nu merge asta, fiindcă acolo e o procedură de pelicule, de laborator, de optică, de școală, cum se miște, de ce prim planul e așa, plan mediu așa și plan general așa. Adică de ce? Cu ce se montează? Sau cu ce nu se montează? Mișcarea în dreapta nu poți să o lipești imediat de mișcarea în stânga. Da? Toate lucrurile astea țin de un învățământ, adică o școală care îți predau concret profesia asta. Și noi aveam lecții comune cu alte cursuri de regie, de actorie chiar. De exemplu, actorie. Noi făceam și spectacole. Deci scriam singur această piesă, dar în variante de scenariu de film. Singur jucam. Făceam chiar premier în VGIC, în sala mare. Dar montajul, erau lecții de montaj extraordinare, filmările, noi regizorii, în anul întâi, noi de acum ne se oferea o cameră, Krasnogorsk, cu transfocător, și noi mergeam să facem primul nostru film. Deci, fiecare avea dedicat un timp pentru asta, de exemplu, de la 4 septembrie, camera era una, de la 4 septembrie până la 12 septembrie, de exemplu, tu filmezi, da? În grafic ești. Și eu țin minte primul film, la VGIC, al meu, care de fapt mi-a făcut și nume pe atunci, anul întâi, abia știi,
Mie îmi place o zonă lângă Moscova, unde sunt foarte multe căi ferate împletite între ele, așa, cu trenuri ca vechi, mai noi, cu niște trenuri care merg rapide de astea, fumăraia asta, mirosul acela, iată, mie nu înțeleg de ce îmi place zona asta. Și eu aveam un prieten care știa, cunoștea muzica bine și el avea un pick-up de astea și cu Handel, muzica lui Handel și mi s-a dat mie așa o bucată muzicală, mi s-a oprit mie și nu mă puteam deplasa de ea, știi? Și uite, am luat o fetiță pe care am scos-o la cale ferată și stă pe un scaun. Și uite, ea așteaptă. Ce așteaptă ea? Trece un tren și nu se oprește. Că e trist. Iată, vine altă, iară trece, nu se oprește. Și cu muzica pe care o aveam, asta era un fel de vals al trenurilor, așa, jur, o dispoziție de-astea de așteptare. Și apare întrebarea la minutul 3-4 acolo, ce se întâmplă cu fata asta? Mie, la spectatorul ăștia. Și când acolo la sfârșit, eu așa plec cu camera, era pe gard, era o tufă uscată după iarna, da? Pe gard și acolo frunzuliță verde apare. Păi așa era metaforă, că a început viața ei, știi? Și așteaptă trenul, un tren să se oprească. Da. Și ăsta a fost primul film, noi filmam singuri, montam singuri și prezentam. Da. Deci, cursul de operatorie. Cursul de operatorie era și în pavilion, cu lumină, cu toate componentele, adică subiecte obligatorii de acum, din clasic, ceva. Adică luam un fragment dintr-o piesă, da? Un dialog. Fiindcă în dialog foarte important, cum filmezi acest dialog. Un dialog foarte scurt trebuie să-ți vorbească despre filmul întreg. El trebuie să fie din contextul filmului întreg. Cum să vorbești tu despre primăvară aici, dacă în final ea s-a rupt sub tren? Înțelegeți? Uite, așa fel trebuie construit o bucată din Ana Karenina, da? De exemplu, ca să găsești deodată și aici, la etapa asta, să găsești niște nuanțe de astea care de acum te-ar pune pe gânduri, ceva se întâmplă cu ea, ceva o să urmeze, știi? În suspans. Da, da. Și mai mult ca atât. Cum o film? Cine e mai important, ea sau eu? Dar de ce îi stau aproape sau nu, sau mai departe? De ce arde lumânarea aici? Cine o prins și cine o stinge? Adică un mic dialog, cum actori îmbrăcați, frumos, cu machiaj, un mic dialog care trebuie să vorbească tocmai despre finalul filmului. Uite, așa era o școală, da? Și pentru asta nu ne spuneau note de trecere sau note pentru stipendii, chiar, pentru burs. Înțeles. Dacă să ne întoarcem la cariera dumneavoastră de regizor, care a fost cea mai emoțională scenă pe care ați filmat-o? Toate. Toate? Toate. Chiar dacă era ceva ce aparține comediei. Și asta tot. Pentru că nu poți altfel. Înțelegi? Până nu obții de la scenă, adică tot împreună, și imagine, și scenografie, și atmosferă, și ploaia, și actorii, până nu obții tu o fericire pentru tine că, uite, da, asta vreau să fac. Altfel, primul e un chin mare, știi? Dar și de aceea, momentul ăsta când așa se dublă, așa te dublă, și uite, toți așteaptă de la regizor și zic, filmat. Așa, o explozie, știi? Înțelegi? Da, deci, sigur, aceste emoții aparțin fericirii. Și nu numai la mine, toată echipa. Eu totdeauna mă străbeam să echipa să fie pe aceeași undă de emoții ca și cum sunt eu. Deci, dacă eu vorbesc în șoaptă cu actorul, toată echipa vorbește numai șoaptă. Sau dacă
am nevoie de o scenă de strigăte și bătăi, pe teren nu e atmosfera asta trebuie să fie. Chiar dacă tu ceri la mine obiectiv, să-l rog și să-l dun prins. Cum vă pregăteați pentru filmare? Pentru fiecare episod, aparte perioada de pregătire, toată noaptea. A doua zi de filmare să fie la ora, mă rog, din programul de lucru, la 5 dimineața, la 6, la 8, nu importă. Adică dar eu trebuia să mă pregătesc, nu să fiu eu doi de el de mine. Unul, uite, dorm și al doilea mă scol, mă spăl, dinții, una, altă, cămașă și merg la filmare. Ce că nu-i filmat azi? A, scena asta, da? Nu pot. Eu de acasă, uite, eu trebuie să mă trezesc, fiind în interiorul acelei sceni, și uite, eu merg la filmare și intru, deodată vin eu cu atmosfera. Adică eu o trag după mine, înțelegi? Și o țin, eu m-am învățat să-l țin, cele care îmi trebuie mie. Da, și contactul ăsta cu actorii, da, iată, eu totdeauna am găsit, găseam un moment așa de apropiere cu actorii, totdeauna ei erau foarte buni prieteni ai mei, aproape, fiindcă despre rolul filmat mâine, noi azi vorbeam de cum. Uh-huh. Și eu îl puneam și pe el, asociativ, să se gândească la personajul ăsta, ca mâine să-mi aducă, în afară de potențialul pe care îl are el cu școala lui, el să-mi aducă încă 7 de ăștia. Ce reprezintă un premiu pentru un cineast? Reprezintă foarte mult și mie nu-mi plac vorbe de astea, cu premii, da, cu premii. Fiindcă când s-a muncit la, s-a creat filmul Arrivederci. Și ești un festival foarte prestigios în Italia, în Salerno. Și când mai mult de 1000 de oameni în sala aceea, pentru 1000 de oameni, tot bombondul italian, și se anunță că Grand Prix, filmul Arrivederci, Moldova, asta costă, vreau să spun. Asta e răspuns atât pentru toate emoțiile tale trăite în perioada creierii filmului, știi? Da, și jocurile astea, că tu nu ai premii și nu ai diplome și îi spui la altul, și cu premiile astea voastre, du-te și fă tu film, așa ca să ridici sala în picioare, cum era cu Arrivederci. La orice, în Italia, mai ales în Italia, iată, în San Francisco, sala ridicată în picioare și aplaudată de toate naționalitățile, mai galbeni, mai cu ochii deschiși, mai închiși, mai negri, mai tu în picioare aplaudau așa, du-te și fă tu. Da, m-a bucurat această scenă, acest ecran de San Francisco, fiindcă au fost reprezentanții a multor diaspori din zona aceea. Și era un film cu o durere universală. Și de ce i-a atins pe toți? De ce acest film a primit și premiile Erasmus, Euromedia, Viena, unică lucrare din Moldova, film artistic, premiile Erasmus, Euromedia? Sau alt film și va fi Canul, da? Tot unicul film din toată istoria cinematografiei moldovești, film de lungometraj artistic în selecție oficială de la Canul. În selecție oficială de la Carlo Ovara. Deci, eu nu m-am prea folosit de aceste posibilități după aceste premii. Fiindcă eram un produs sovietic. Da, și noi pe atunci nu aveam asistență în jur care s-ar apuca să promoveze mai departe filmul, mă rog, dar fiind invitat la Lincoln Centru din America să fac un masterclass cu filmul meu sau filmul tău să fie în Cinemateca franceză, care se predă din an în an la cursurile de regie la Academia de Film din Paris. Sau alt film, în Moscova, la vdicul meu, un program de învățământ pentru regizori și operatori, filmul Arrivederci. Vreau să vă spun despre Arrivederci. Da. Eu prima dată când am văzut niște secvențe pe YouTube în 2016, apoi eu cred că da, am plâns la secvențele astea.
Și prima idee care mi-a venit, mi-a venit să vă scriu dumneavoastră. Eu v-am scris în 2016 pe Facebook. Serios? Da. Da. Și mi-ați răspuns în 2018 după 2 ani. Da. Dar ideea e că... Ideea ce-am răspuns eu? Poftim? Ce-am răspuns eu? Nu, eu v-am felicitat cu ziua de naștere, dar ulterior vreau să vă rog ca să îmi dați o parte din film, vreau să fac proiecții în sat. Dar eu la multă lume am dat... educație post. Bravo, eu cer scuze că târziu am găsit probabil acest mesaj, dar eu la foarte multă lume am dat un disc, așa toată lumea s-a răspândit asta. Da, eu tot am fost foarte impresionat și chiar vă mulțumesc acum că mi-ați răspuns în primul rând și acum că v-am întâlnit. Uite, au trecut 10 ani. Foarte repede au trecut, dar un film care au trecut 10 ani și a rămas viu și cu pulsul lui. Și eu într-o bună zi mă gândesc la creația mea și eu mă gândesc, uite, toate filmele mele astăzi stau bine. Uite, nu s-au demodat, nu s-au îmbătrânit, știi? Filmul și va fi. Filmul de la Cannes. După o posibilă catastrofă ecologică, îmbrăcat în celofan de cu o femeie, o femeie, un copil și o vaxări se găsesc unul pe altul. Un tank. Și un tank este, care e în rămășițele trecutului. Da, și încep viața de la capăt. Asta nu e pandemie de azi. Vreau să vă întreb despre, spuneați într-un interviu, despre emoția care ați avut-o la Cannes și emoția care ați avut-o în Italia, cu Arrivederci. Adică spuneați că cea mai puternică a fost cea de la Cannes. Da, sigur. Ce ați simțit? Fiindcă dacă eram eu un spectator la Cannes, era alte... Uite, eu am venit la un film care vreau să-l văd, știu că e film bun. Am emoții chiar, uite, da? Uite, vreau să-l văd. Asta e una. Dar atunci când intri tu în sală aceea, de vreo 2000 de oameni, o sală cu o scenă pe care au stat foarte cineași cu nume mari, da? Și tu ești o parte din ei, tu, față de toată lumea, foarte aleasă aceea din sală. Și prezinți filmul și fiind în sală în timpul proiecției, de 5 ori au fost aplauze. De 5 ori. Vreau să spun că momentul ăsta când eu nu mă puteam stăpâni, că nu puteam nici vorbi, da? Nici ochii nu puteam stăpâni, uite, momentul ăsta pentru mine a fost foarte dramatic, adică și normal m-am simțit că ăsta e locul meu în scena aceea, înțelegi? Și că am fost primit cu aplauzele care au fost. Și ce au mai urmat după asta, ca efectul de cum a vizionat după vizionare, vreau să spun că era o responsabilitate de azi înainte ce fac eu. Care este cel mai mare vis al lui Jereghi? Cel mai mare vis, dacă ar fi să fie, ar fi să iau din copilărie de la început. De ce? Fiindcă momentul când eu mi-am dat seama că de mine depinde ceva în lumea asta, eu aveam abia câțiva ani atunci, dar atunci mi-am dat seama. Era un moment cu plină responsabilitate, eu și toată lumea, știi? Un copil dintr-un sat care în afară de orizontul de la Căprian nu se vede nici de la Nigrești. Noi nu aveam atunci televizoare, nu aveam atunci Discovery și așa mai departe. Da? Și numai prin filme mai vedeam și jungle, mai vedeam și negri, mai vedeam și lupi, și doar prin filme. Deci aici cinematografia era și o platformă informațională. Da. Dar eu aveam o perioadă de acumulare de studiere și acumulare a vieții pe care vreau, mi-o doresc să mi-o creez singur. Eu țin minte asta. De ce? Vă spun, într-o bună zi, eu
am obținut, mi s-a oferit un cadou, o cutie de negativ. Uh-huh. Și eu am despărțit un bucățele pe casete și cu aparatul meu de fotografiat m-am pus pe jos din Strășeni până la Ungheni, de-a dreptul, și-a peste dealuri, peste păduri și înapoi. Și iată, ca să văd viața altfel decât eu oficior de învățător acasă și cu, așa, cu ciupcic, cu caligrafie și așa de parte. Da, și eu m-am întors cu 1200 de fotografii. Nunți, cu înmormântări. O copiliță s-a pierdut, o căutau în 6 sate în jur și am găsit-o eu și în păduri, în păduri. Una, o copiliță de 3-4 ani. Lacurile este unde acolo am aflat peștii vorbesc. Făceau, eu în linii aceia, și peștii făceau așa, pe apă. Deci, cred că toate astea s-au acumulat în plecarea asta mea pe jos. Dormeam pe copaci, dormeam pe fânuri, pe malul iazului acolo, niște frunze cu șerpi, cu mai multe. Da, dar m-am întors cu un nou bagaj și mai departe mă gândeam, cum să mă împărtășesc eu în lume cu tot ce am. Pentru așa nu e interesant, cred că. Și eu cu asta am venit la Moscova. Cu, am ales, sigur, din toate astea, am ales cele mai bune, dar multe, o valiză întreagă de fotografii. Și la examen am venit și le-am spus, iată, eu sunt ăsta. Spune, zic, pune-le jos. Ei zic, cum este, eu le pun jos, așa. Zic, ce e asta? Eu zic, noi, moldoveni. Înțelegi? Da, deci în momentul ăsta când îți dorești, te împărtășești cu lumea, știi? Deci asta e o misiune, da, a regizorului de film. Nu să vă povestesc așa o istorie care nici nu vă interesează. Eu trebuie să fac așa ca să discutăm această istorie. Tu în sală, eu nu te cunosc și tu de mine nu te apropii, eu sunt regizor. Dar să o discutăm. Asta înseamnă că el pleacă din cinematograf cu cine este și discută filmul pe drum, știi? Uh-huh. Apoi sună prin telefoane, apoi cineva spune, măi, uite, mă sună de ăștia ea care au fost la film și uite ce îmi spun. Și uite așa se începe, uite așa încerc. Și ăsta e dialog cu spectatorii mei, înțelegi? Wow. Da, și în fapt, în momentul când ești invitat la un festival, în calitate de participant cu film sau membru juriului, sau membru comitetului organizatorii și toată lumea știe de filmele tale, au un respect față de ele. Au spus cu și noi am făcut acolo, uite, ne-a inspirat din episodul acela și am făcut așa. Știi ce fericire asta? Da. Pentru tinerii care încep o carieră în cinematografie sau tinerii cineaști, ce le-ați recomandat? Eu dacă știți ce să-mi recomand și mie, mi-ar fi ușor să răspund, dar sigur că, în primul rând, dorința, adică trebuie să fii conștient că tu trebuie să ai școală. Așa cu aparatajul performant care ia să vină în magazine, că camera singură să-ți facă lumina, singură să... Nu mergi mai departe. Dacă nu știi literatura și nu știi să o analizezi, ca să extragi de acolo teoria, dacă nu știi muzică care poți să o implementezi în istoria vieții, una mai dramatică, alta mai ușoară, a treia mai complex, toată lumea o plânge acum, da? Și tot așa. Deci, asta e un fel de a-ți face bibliotecă proprie din toate artele. Asta e obligatoriu. Nu ca să fii plagiat, să faci plagieri, nu. Dar să știi că asta e un clișeu de acum format de artă, adică în dramaturgie trebuie să fie dezvoltare de subiect, punct culminant și rezolvarea situației, da? Uh-huh. Asta e obligatoriu, altceva nu există. Sau un montaj, o idee cu două,
trezești, creează a treia idee, da? Lucrurile astea, ele trebuie să le ai din școală. De ce? În primul rând, asta e școala. Și marea ta dorință de dialog cu toată lumea. Nu numai cu fată, dialog cu toată lumea. Iată, mi-ați menționat de dialog și mi-a venit întrebarea. Aveți o familie foarte frumoasă. N-ați avut niciodată întrebarea că, dar prea mult ești la film, mai vin așa acasă, avem nevoie de prea... Sigur că da, fiindcă... nu de ce că nu sunt înțeles eu, fiindcă, dar... ești normal că într-o familie sunt lucruri pe care au timpul lor de a fi rezolvate, știi? Un dulap stricat acolo, nu poți să te împiedici o viață întreagă de el, trebuie să-ți și o viață acolo odată. Da? Vă zic că, iată momentele astea, dar eu, din fericire, am o familie care noi toți împreună suntem în procesul de creație, eu până și pe Emilia o chem uneori și discut cu ea un dialog și îmi spune o părere care nici nu m-am așteptat și mulțumesc și am spus că eu fac așa. Aveți mentori de acasă? Da, tot așa cu Ana, eu prin ea verific foarte multe lucruri și ea mă ajută atunci când filmez, ea mă ajută și la montaj. Adică noi suntem așa un fel de regizor trivandom, știi? Da. Ce pregătește Valeriu Jeredi pe viitor? Pe viitor eu revin că scenariul ăsta care acum este scris deja, eu țin la el foarte mult, fiindcă se preconizează o coproducție internațională foarte importantă și producătorii care de acum astăzi sunt, celor care le place acest scenariu și le place și metoda de lucru a mea, de exemplu, zic așa. Eu am sistemul imunitar al meu, știi, îmi dictează că, uite, 2 ani de zile să nu te aude că te doare capul sau altceva. Zici? Mă ține bine. Și mă bucur, adică. De aceea eu pregătesc. Mă pregătesc pe mine ca să vorbesc. Mă pregătesc pe mine ca să vă spun. Asta e misiunea mea, la etapa asta. Apoi, la premieră, de cum o să vorbiți voi. Cum ați spus mai devreme, după entuziasmul care l-ați avut menționând din start despre scenariu, cred că e un scenariu de Can. Dacă spun o șoaptă, știu că totul n-au să ne audă, dar spun o șoaptă, da. Mulțumesc, domnul Valeriu, pentru timpul acordat. Drag. Și sper să vedem filmul realizat la Cannes premier. Suntem bine. Mulțumesc.